Aproape un omagiu postum, doar că este încă viu. Este declarația celebrului actor francez Alain Delon, care a primit un premiu Palme d'Or pentru întreaga carieră la festivalul de la Cannes 2019. N-am mai plâns de mult așa, a spus Alain Delon. Premiul i-a fost înmânat veteranului actor de fica acestuia, actrița Anoushka Delon, iar publicul a răsplătit momentul cum se cuvine. Et c'est avec une immense fierté que nous te remettons la palme d'or d'honneur. Une chose au monde dont je suis fier, vraiment, la seule, c'est de ma carrière. Et cette palme d'or, on me l'a offert pour ma carrière et pour rien d'autre. C'est pour ça que je suis heureux et content et satisfait. Delon, în vârstă de 83 de ani, unul dintre cei mai mari actori europeni de peste 5 decenii, a jucat în filme precum Ghepardul de Luchino Visconti, care i-a adus un premiu de interpretare la Cannes în 1963. Alain Delon s-a bucurat de cea mai mare popularitate în Franța în anii 1960-1970, dar în ultimii ani a provocat controverse, mai ales după ce și-a declarat prietenia cu politicianul de extremă dreaptă Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Pierre Léon.